I had eaten breakfast in my school where I was at. Tocmai mâncasem micul dejun acolo unde eram la școală. And I came out of there all happy, ready to go take a nap or do something. Și am ieșit de acolo fericit, cu burta plină. When I saw a friend of mine under a tree, there was a little bench under a tree and she was sitting there and I could see that she'd been crying. Am văzut o prietenă de-a mea, era sub un copac pe o bancă și mi-am dat seama că plânsese. And I went up to her, I said, Diane, what's wrong? Și m-am dus la ea și am spus, Diane, care-i problema? She says, I'm so worried, I don't have money to pay my school, my tuition. Nu știu ce mă fac, nu știu cu ce o să plătesc taxele școlare, nu am niciun ban. I said, oh, Diane, we serve a great God, we serve a big God, we can pray and the Lord will provide for you. Și am spus, Diane, nu-i nicio problemă, credem în Dumnezeu, ne rugăm Lui și El va face rost de bani. I said, let's pray right now, Diane. I know God's gonna answer your prayers. Și am spus, hai să ne rugăm acum, știu că Dumnezeu răspunde la rugăciuni. And I started praying. I said, God, in the name of Jesus. Și am spus, Doamne, în numele lui Isus. I pray that you touch the heart of a rich man. Te rog să atingi inima unui om bogat. And you provide the money for Diane to pay her schooling. Și să faci tu rost de bani pentru taxele școlare a lui Diane. We believe in you, God. Credem în tine, Doamne. I know you're going to answer her. Știu că îi vei răspunde la rugăciune. There's a rich man out there somewhere. Undeva pe aici sigur este un om bogat. That you're going to send to give her the money. Pe care îl vei trimite să-i dea banii. And so I was happy because I prayed for her and I did my part. Așa că eram bucuros că mă rugasem pentru ea și mi-am făcut treaba. And so I started walking back to my dorm. Și m-am dus spre dormitorul unde era camera mea. And then the door started knocking. Și cineva a început să bată la ușă. And I knew what God wanted. Și am știut ce vrea Dumnezeu de la mine. And I did not want to answer that door. Și n-am vrut să răspund la ușă, să-i deschid ușa. I thought, if I'm real quiet, maybe he'll go away. Și m-am gândit, dacă o să stau tăcut, chitic, poate o să plece. He didn't go away. Și n-a plecat. I said, go away, Jesus, there's nobody here but us chickens. Și am spus, pleacă Iisus de aici, aici nu-i nimeni, numai niște fricoși. He still didn't go away. Și tot n-a plecat. He kept bothering me all day. Și tot m-a deranjat și m-a deranjat toată ziua. He was knocking at the door of giving in my life. Și bătea la ușa dărniciei în viața mea. I went to bed trying to ignore him. Am încercat să-l ignor și m-am băgat în pat. It didn't work. He was still knocking in the morning. Tot n-a funcționat, dimineața încă era acolo și bătea la ușă. I said, Lord, I don't think it's you. I almost want to rebuke that. I think it's the devil. Și am zis, Doamne, nu cred că ești tu. Eram pe punctul să-l mustru pe cel care bătea. Yeah, you know what it is? Și am zis, știi ce? It's the fact that I saw Diana crying. You can't see a girl cry and not want to help. E faptul că am văzut-o pe Diane că plânge și nu pot să lași o fată că plânge acolo. That's what it is. It was just my emotions. Or fi fost doar emoțiile mele. God kept knocking on the door. Și Dumnezeu bătea în continuare la ușă. He wouldn't go away. Și nu vroia să plece nicicum. I said, God, I need to go pray about this. Și am zis, Doamne, o să trebuiască să mă rog pentru chestia asta. So I went to the chapel in school. Și m-am dus la capela de acolo de la noi de la școală. And I started to pray. Și am început să mă rog. I said, God, if this is really you, reveal something to me. Și am zis, Doamne, dacă chiar ești tu, dă-mi un semn. So what happened is he gave me a vision. Și ce s-a întâmplat? Mi-a dat o viziune, o vedenie. As I was praying, I felt my spirit lifted and go stand at the edge of a big mountain. Pe cum mă rugam, am simțit că Duhul meu se ridică și parcă m-am dus undeva la marginea, la prăpastia unui munte. I was about a quarter of the way up on the mountain. Urcasem cam un sfert pe munte. Looking down a cliff. Și mă uitam în jos spre o prăpastie. And I could see a lot of people in need down in that cliff. Și acolo jos vedeam mulți oameni cu nevoi. They were looking around for something that would help them sustain themselves. Se uitau disperați în jur căutând ceva care să-i scoată de acolo. And I saw right beside me a little mountain of money.
Și chiar lângă mine am văzut ca un munte mic așa de bani. And suddenly a little shovel appeared in my hand. Și dintr-o dată o lopată a apărut în mâna mea. And I thought, you know, those people need help. Și m-am gândit, știi, oamenii ăia de jos au nevoie de ajutor. So I took the shovel. Așa că am luat lopata. And I put two shovelfuls down into where the people were, and I could see them running around to get it. Și am aruncat două lopeți de bani acolo jos unde oamenii ăștia fugeau de jur împrejur. And then all of a sudden on the side of my I could see my the mountain of money grew. Și dintr-o dată am văzut că grămada de bani din partea asta stângă crescuse, se făcuse mai mare. And I thought, what happened? Și am zis, ce se întâmplă aici? And I looked up. Și m-am uitat în sus. Halfway up the mountain. Pe la jumătatea muntelui. On another ledge. What is a ledge? On the edge of the mountain. Tot așa pe marginea unei prăpăstii. I saw a giant Jesus. Am văzut un Isus uriaș. And he had a big mountain of money. Și avea un munte mare de bani lângă el. And he had a big shovel in his hand. Și o lopată mare, mare. A huge one, much bigger than mine. Una mare, mult mai mare decât a mea. What happened is that when I threw two shovelfuls down, și ce s-a întâmplat când eu am aruncat două lopeți de bani în jos, he threw two shovels down into my mountain. El a aruncat două lopeți de ale lui, din alea mari, de bani spre mine. And I thought to myself, I wonder if I can outgive God. Și m-am gândit, hai că aș vrea să văd dacă pot să dau mai mult decât poate da Dumnezeu. So I started as fast as I could shoveling the money down to the people. Și am început să lopătez bani înspre oamenii ăia din prăpastie. But the problem was, dar problema era că that every time I threw one shovel down, he threw one of his down on mine. De fiecare dată când eu aruncam o lopată jos, el arunca o lopată de-a lui mare jos spre mine. Before I knew it, I was way up to here and I couldn't do anything. Până să-mi dau bine seama, am ajuns să fiu până în gât în bani. I said, okay, God. Și am zis, bine, Doamne. This may be you. S-ar putea să fii tu. Maybe it is, maybe it isn't. I don't know. Poate că într-adevăr ești tu cel care bate la ușă. I said, I got one more test for you. Mai am un test pentru tine. I said, let me talk to my mom and tell her about this. O să vorbesc cu mama mea și îi povestesc istorioara asta. Real man, gotta talk to my mom. Un bărbat adevărat, trebuie să vorbesc cu mama. As soon as those words left my mouth, în momentul în care am rostit cuvintele astea, somebody tapped me in the shoulder. Cineva mă bate pe umăr. Said, your mom's on the phone. She wants to talk to you long distance. Și spune maică ta la telefon și te sună de acasă de departe. I'm like, oh no. Am zis, oh nu. So I left and went to talk to my mom. Așa că m-am dus să vorbesc cu mama la telefon. Said, mom. This is the situation. Și am spus, mamă, uite care e treaba. She goes, Sam, are you crazy? You listen to God. Și mi-a spus, Sam, ai luat o razna, trebuie să asculți de Domnul. You do what God tells you. Fă ce-ți spune El. You obey Him. Ascultă-L. So I said, okay, I guess that's all the proof I need. Și am zis, ok, cred că l-am testat pe Dumnezeu de ajuns. I went and gave that $100 to Diana. Și am dat acei 100 de dolari economisiți prietenei mele. It didn't pay her whole school, but it did empty my account. N-au acoperit banii ăștia toate taxele ei școlare, dar mi-au golit contul. But I told God, I said, God, I know that you always bless when people give. Și am spus lui Dumnezeu, Doamne, eu știu că Tu întotdeauna binecuvântezi când oamenii dau. I said, I don't really need the blessing. Și eu nu am chiar așa mare nevoie de binecuvântare acum. I said, but bless my mom and dad. Dar te rog, binecuvântează părinții mei. What I didn't know, și ce eu n-am știut, that my dad didn't have any work at the time. Că tatăl meu n-avea nicio muncă, niciun job atunci. And they had $26,000 in debt that they needed to pay. Și aveau datorii de 26.000 de dolari. And I thought, why didn't my mom tell me to send her the $100? Și m-am gândit, de ce nu mi-a fi zis mama să-i trimit ei 100 de dolari? But she knew that God, you know, we needed to obey God. Dar ea a știut că eu trebuia să-L ascult pe Dumnezeu. About 3 days after I gave the money, după 3 zile după ce am dat banii ăștia, my father
signed a contract with a big builder in Houston. Tatăl meu a semnat un contract de muncă cu o firmă mare de construcții. It lasted 3 to 4 months work. Și avea, era muncă pentru 3-4 luni. But when they finished that contract, dar când a terminat de lucrat astea 3-4 luni, the $26,000 debt was paid for. Datoria de $26,000 era acoperită. So the Lord blessed us. The Lord taught me a big lesson in and when I opened the door of giving to him. Așa că Dumnezeu m-a învățat o lecție mare și când deschid ușa dărniciei, Corinthians 9, this has changed my life. Să vă citesc ceva din 2 Corinteni 9, care mi-a schimbat viața. I consider this to be one of the greatest chapters in the Word of God for my life. Pentru mine 2 Corinteni 9 e unul dintre cele mai importante. All of the Word of God is wonderful, of course. Tot cuvântul e frumos. But I want to read a few verses from 2 Corinthians 9. If you turn there from 2 Corinthians 9, verse 8, I want to challenge you with this. De la versetul 8, vreau să vă provoc. 2 Corinthians 9:8 says this, and God is able to bless you abundantly. Și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har. So that in all things at all times, pentru că având totdeauna toate lucrurile, having all that you need, să prisosiți în orice faptă bună, you will abound in every good work. Yeah. Now look at verse 10. Now he who supplies seed to the sower, în versetul 10 zice, cel ce dă and bread for food, și pâine pentru hrană, will also supply and increase, vă va da și vă va înmulți și your store of seed, sămânța de semănat, and will enlarge the harvest of your righteousness, și vă face să crească roadele neprihănirii voastre. Listen to verse 11. Fiți atenți la versetul 11. You will be enriched in every way. În chipul acesta veți fi îmbogățiți în toate privințele. So that you can always be generous. Pentru orice dărnicie. And when we take your gifts to those who need them, they will thank God. Care prin noi va face să se aducă mulțumiri lui Dumnezeu. Could you back that up to verse 8 for me? Puteți să dați înapoi la versetul 8? Just a minute here and we'll see if God is speaking. Să petrecem un pic de timp aici. Verse 8. În 8. This challenges me. It says God is able to bless you abundantly. Pentru mine o provocare. Zice Dumnezeu vă poate umple cu orice har. Now, have you ever said this out loud? Ați spus vreodată cu voce tare? That God is able to bless me abundantly. Dumnezeu mă poate umple cu orice har. Let's just say those words out loud. God is able to bless me abundantly. Haideți să spunem cu voce tare. Dumnezeu mă poate umple cu orice har. Let's say it now. Acum. Say it one more time. Încă o dată. God is able to bless me. Is that hard to say? Come on, tell me. Say it one more time. Spuneți mie. Încă o dată. Dumnezeu mă poate umple cu orice har. Now look at your neighbor and tell them. Și acum uită-te la vecinul tău și spune lui. Dumnezeu te poate umple cu orice har. I want to challenge you with this. Vreau să vă provoc cu asta. Do you really believe that God is able? Că Dumnezeu poate. Is God able? Poate oare Dumnezeu? Does God have the ability to do this? Poate Dumnezeu să facă asta? Does he have the authority and the power to do this? Are oare autoritatea și puterea să facă asta? Credeți asta? Do you believe he's able? Credeți că poate? You have to believe he's able before this will ever come to pass. Ca asta să se întâmple, voi trebuie să credeți. You have to cross this bridge. Trebuie să treceți podul acesta. God is able to do this. Dumnezeu poate să facă asta. Let's just say that much. God is able. Hai să spunem asta. Dumnezeu poate. Do you believe that with all your heart? Credeți din toată inima. You got to believe this. Trebuie să credeți asta. God is able. Dumnezeu poate. Okay, can you go the step further? God is able to bless me. Mergem un pas mai departe. Dumnezeu poate să mă binecuvinteze pe mine. You see, it's much easier. E mult mai ușor. For me to say it, God's able to bless you, brother. Să spun, Dumnezeu te poate binecuvânta pe tine. Just like Sam prayed for Diane. Așa cum Sam s-a rugat pentru prietena lui. Oh, God is able to pay your school bill. Oh, Dumnezeu poate să-ți plătească taxa. God's able to find a rich guy out there to pay your Dumnezeu school bill. Poate să găsească un om. That's easy to believe that God will bless somebody else. E ușor să crezi că Dumnezeu binecuvântează pe altcineva. Dar vreau să știi, as a kingdom leader, ca un conducător al împărăției, God is interested in blessing you. Dumnezeu vrea pe tine să te binecuvânteze. Don't be afraid of that. Și nu-ți fie frică de asta. We have to know how to be a good receiver sometimes. Trebuie să știm să și primim de multe ori. I know you know how to be a good giver. Știu că știți să dați. You know how to be challenged to give. But God wants you to be able to receive something sometimes. Listen, it's God's will to bless you. E voia Domnului să vă binecuvinteze pe voi. Amen.
You don't sound very excited about that. Unii nu sunteți prea entuziasmați de asta. That's what God is saying. Dar asta a spus Dumnezeu aici. That's what God is saying. Asta spune Dumnezeu aici. Now I would be excited if Joseph wanted to bless me. Dacă Iosif ar vrea să mă binecuvinteze, eu aș fi entuziasmat. He just received an offering for somebody. El tocmai a luat colecta pentru cineva. He's a generous man. Amen. Un om generos. Amen. It would be, I'd feel good if he wanted to bless me. Eu m-aș simți bine dacă ar vrea să mă binecuvânteze. Brother Sam has blessed me many times through the years. Fratele Sam m-a binecuvântat de multe ori. Now Sam has it easy because it's in his blood. Pentru Sam e ușor că e în sângele lui asta. Because Sam's daddy, pentru că tatălui Sam, who passed away 2 years ago, I knew him very well. Care a trecut la Domnul acum 2 ani. He was our neighbor. Era vecinul nostru. And he allowed all of his kids to come to my congregation. Și permitea copiilor să vină la biserică. But whenever I would see Mr. Garza, Sam's dad, dar de fiecare dată când îl vedeam pe tatăl, he would come visit our church now and then. Venea să ne viziteze din când în când. And after the service was over, și după biserică, he would say, "Pastor Lynn, good to see you." Spunea, mă bucur să te văd, pastor. And he would put his Mexican hand out there. Și întindea mâna lui mexicană. And it was a joy to touch what was in his hand. Și era o mare bucurie să ating ce era în palma lui. Amen. He blessed me many times through the years. So Sam also has blessed me a lot. Așa că Sam a binecuvântat și el de multe ori. It's easy for me to think about Sam blessing me because he's done it so often. E ceva foarte ușor să mă gândesc la Sam. And I know he's able. God blessed him. Dumnezeu l-a binecuvântat. But when I think about God wanting to bless me, dar când mă gândesc că Dumnezeu vrea that takes things to a whole other dimension. Amen. Asta parcă because e altă dimensiune. God owns the cattle on a thousand hills. Right. Amen. Yeah. Pentru că Dumnezeu. Amen. Yes. And the Bible says, "All the gold and the silver is mine," says the Lord. Biblia spune tot aurul și argintul sunt ale mele. So if I get excited about Him blessing me, dacă mă entuziasmez că and His dad blessing me, sau tatălui, and Sam blessing me, sau Sam, I ought to be real excited about God blessing me. Voi fi foarte entuziasmat când mă binecuvântează Dumnezeu. He goes a little further, doesn't he? Și merge un pas mai departe. Says God is able. Zice Dumnezeu poate. To bless me, să mă binecuvânteze. Or to bless you. Sau pe tine, abundantly. Din abundență. Vă poate umple cu orice har din abundență. Everybody say abundantly. Ia spuneți, din abundență. When it comes to thinking about God, what is abundance? Când ne gândim la Dumnezeu, ce înseamnă abundență? There is no stopping. Înseamnă fără limită. What God wants to give you. Dumnezeu învață și cum să dau. Generous. Cu generozitate. The Bible says in verse 11, God wants to enrich us in every way so that we can be what? Generous on every occasion. În 11 spune, veți fi îmbogățiți în toate privințele pentru orice dărnicie. Listen, if I'm going to be generous in every occasion, dacă sunt îmbogățit pentru orice it is imperative that I be blessed by God. E neapărat să fiu binecuvântat de Dumnezeu. If I just work a job, dacă lucrez într-o slujbă, and they receive tithes and offerings, și să ia colecta. That's a wonderful thing to be involved in. E un lucru minunat. But I want to be generous. Dar vreau să fiu generos. I mean, I want to give a lot of money. Vreau să dau mult. I want to do a lot for the kingdom of vreau God. Vreau să fac mult pentru împărăție. I want to change the mission field where people serve. Vreau să schimb câmpul de misiune unde oamenii lucrează. I want our congregation to bless missionaries. Vreau ca biserica mea să binecuvânteze misionarii în așa fel. That they leave our congregation încât să plece de la noi. Thinking I can't believe. Zicând nu vine să cred. The amount of money in this check. Câți bani am primit. I want them to believe vreau să creadă that God is blessing them Dumnezeu a binecuvântat and God is able to bless them și că Dumnezeu poate să abundantly cu abundență. So that then they can be generous wherever they're going. Că atunci, acolo unde merg ei, să fie și ei darnici. So you see there's a process, isn't there? Deci vedeți că e un proces. How many of you want to be involved in the process of God? Câți dintre voi vor să fie implicați în acest proces? The Apostle Paul said that at one point there was only one church. Pavel spune la un moment dat era o singură biserică. In the beginning of his ministry. La începutul slujirii lui. That they were involved in the process of giving and receiving. Și aceștia erau implicați în dărnicie. You see, a lot of people know how to do one but not the other. Mulți știu să dea, dar nu știu să primească. Have you ever asked God for something? L-ați rugat pe Dumnezeu pentru ceva vreodată? We've asked God for. I-am cerut ceva? Millions of things. I-am cerut milioane de lucruri. A lot. Multe. I've asked God for a lot. Multe, multe. God, give me this, do this. Doamne, dă-mi asta și asta. I need asta. This. Am nevoie de asta. Help me with this. Ajută-mă cu asta. Help me with this. I need this. Am nevoie de asta. But I also need to balance that with giving for. Dar am nevoie de echilibru aici. Și da. Pouring into. În a turna în ceva. God,
taking things out of me, out of my life, mine, din viața mea, my time, din timpul meu, my joy, din bucuria my mea, peace. Din pacea mea. There are others here. Sunt alții aici. Very common for us to think, how much do I have? E ceva obișnuit să te gândești, tu, dar oare câți bani am? How much do I need to keep? Oare câți bani trebuie să păstrez? And then you gave the rest. Și apoi dai restul. But there are probably someone here, dar poate este cineva aici, that thought about what they needed, care s-a gândit la ce are nevoie, and thought about what they had, la cât au, and thought, I'm not really in the mood to give much. S-a gândit, parcă nu prea am așa chef să dau mult. It's just human nature, isn't it? E natura umană. It's just human nature. E natura umană. That's just why, where we are by nature. Așa suntem noi, în mod natural. But God wants to take his people to a different level. Dar Dumnezeu vrea ca oamenii lui să ajungă la un nivel mai înalt. Într-un alt loc. He wants to take us to where he can bless us abundantly. Într-un loc unde ne poate binecuvânta. And that he can expect his children then to be generous. Atunci se poate aștepta in every occasion. Ca și copiii lui să fie toate credințele domnicioși. He made some great promises here, didn't he? A făcut niște promisiuni mari aici. Look at verse 6. Uitați-vă în versetul 6. Whoever sows sparingly, cine seamănă puțin, will also reap sparingly. Puțin va secera. And whoever sows generously, iar cine seamănă mult, will also what? Mult va secera. Reap. Va secera. Generously. Mult, generos. You see, the answer to generosity from God, răspunsul la generozitatea ta din partea lies lui Dumnezeu, in Lynn learning how to be generous. Este în pastorul Lynn să învețe that să if fie God generos, knows that I will be generous dacă with Dumnezeu others, știe că eu voi fi generos cu alții, he will be generous with me. Și el va fi generos cu mine. Because if I give generously, pentru că dacă eu dau generos, does the word of God say it or not? Asta spune cuvântul sau nu? That he will give to me generously. Că și el îmi va da generos. Would you rather work for a man, ai prefera să lucrezi pentru cineva, and be paid by a man, și să fii plătit de el, or to be paid by God, sau să fii plătit de Dumnezeu? Because we have a choice. Pentru că avem de ales. I want something supernatural to happen in my finances. Vreau ceva supranatural în finanțele mele. In fact, would you agree with me that you need God to do something supernatural in your finances? Sunteți de acord cu mine că și voi aveți nevoie de ceva supranatural în finanțele voastre? Is there anybody that needs more? Are cineva nevoie de mai mult? No, it's all right. E în regulă. Hallelujah, there's two hands up. Două mâini sus. I wonder if the declaration out of my mouth, mă întreb dacă ceea ce declar cu gura, when I go to pray to God, când mă duc să mă rog lui Dumnezeu, needs to be corrected. Trebuie să fie cumva corectat. Isn't it our way, pentru că nu e așa, asta e felul nostru, to go to the Lord, să mergem la Domnul, and say, Lord, să-i spunem, I have this bill, am I don't have enough money, n-am bani destul, please give me the money to pay this bill. Dă-mi bani pentru factură. I've prayed that a few hundred times. Has anybody ever prayed that kind of a prayer? De ori chestia asta. I wonder if it might be a little bit better. S-ar putea să fie ceva mai bun. If I went into God's presence, dacă m-aș duce în prezența lui Dumnezeu, said, okay, God, și aș spune, Bine, Doamne, we have a deal. Avem o înțelegere. Now, I believe you told me, eu cred că tu mi-ai spus, that all of my needs, că toate nevoile mele, you said all my needs, ai spus toate nevoile, I read your word, am citit cuvântul tău, didn't you say all my needs, n-ai spus toate cuvintele, would be taken care of, toate nevoile mele, according to your riches and glory, by Christ Jesus? Did you tell me that? Yes, I did. That's the word of the Lord. So I can go into God's presence, and instead of asking him to pay a bill for me, I can say, thank you, thank you, thank you, thank you, God, you have promised to pay this bill. And so by faith I declare that this bill is paid, și prin credință declar, because I believe what you said in your word, ce mi-ai spus în cuvântul tău, just like my wife believes your word, așa cum și soția mea crede, I believe your word. So I thank you that all my bills are taken care of, deci îți mulțumesc că according to your riches and glory, sunt plătite by Christ Jesus. În concordanță now, cu bogățiile tale. If we were to pull all the needs in this room, dacă ar fi să luăm toate nevoile, does anybody need a new building tonight? Are cineva nevoie de o casă nouă? Come on, wave your hand at the Lord. You need a new building, brother, brother. Don't you know that all of those, all of those needs that you have, if we were to put together all of our financial needs for buildings and carpeting, machine, and sheetrock and stucco și pentru tot felul de materiale de construcții and vopsea, bathrooms in our churches, și baie, and new clothing for your kids, haine noi pentru copii, and the two new cars that you need, și pentru două mașini, if we were to put all those together, dacă le-am adunat pe astea, I don't know what they might total, nu știu cât ar fi suma totală, maybe it would
be $1 million. Un milion de dolari. It would probably cost $5 million just to build a church these days in America. Deși poate costă 5 milioane. So if we were to put all those needs together and list them on a big list. Dacă am face o listă mare cu toate nevoile noastre. And add them all up at the bottom. Și am adunat suma la sfârșit. And they added up to a certain high amount. That amount would seem to be a massive amount. Ar părea o sumă extrem de mare. How many of you would agree that would be a great amount of money? Suntem de acord că ar fi foarte mult. I want you to know something tonight. Vreau să vă spun ceva. That we will never put a dent in God's amount of money. Nu putem să adăugăm nimic la. That He wants to provide for His people. La suma de bani pe care Dumnezeu vrea să o dea. He will provide for us. Pentru că El ne va da ce according to His glorious riches. În funcție de bogățiile Lui. In Christ nemăsurat în Iisus Hristos. Those riches have so much splendor and glory already upon them. Acele bogății au deja splendoare. That when they reach your purse. Atunci când ajung în poșeta ta. Your bank account. Sau în contul tău. It is much more than enough. E mai mult decât de ajuns. To pay for every bill. Să plătești toate facturile. Not only for what you have tonight. Nu pentru ce ai astăzi. But for every need that you will ever have in this life. Orice nevoie pe care o voi avea. And the needs that your children will ever have. Sau care vor avea. And the needs that your grandchildren will ever have. Sau nepoților tăi. Do you believe that God is able or don't you? Credeți că Dumnezeu poate sau nu? Do you believe that God wants to bless you or don't you? Că Dumnezeu vrea să te binecuvânteze sau nu? Do you believe that God wants to bless you abundantly? Vrea să te binecuvânteze or don't you? Sau nu? According to His glorious riches. The account in heaven will never run dry. The account in heaven will never run dry. Contul din cer nu se seacă niciodată. Nu se seacă niciodată. Thank you for that, amen. Whoever just said that.